doamnă! Mâna pe cruce, cred că nici nu știi Biblia măcar. Domnilor, prea mult loc, să vorbească și pe doamna Jenny, la un moment dat. Da, doamna Jenny, vă ascultăm, spuneți. Prea mult frică, este suficient ce au făcut și ce se face în fața tribunalului. Să se ducă domnilor acasă, să ne lase... Doamnă, noi ne ducem acasă, nicio problemă, ne ducem acasă, dar după vocea dumneavoastră mi se pare că aveți o vârstă cam înaintată, dar cred că nu-L aveți pe Dumnezeu. Nu-L aveți. Nu, dumneavoastră cred că nu știți ce e aia biserica, nu știți ce e aia cruce, nu știți ce e aia milă să miluiesc pe cineva. Nu cred că știți, care nu. Care dumneavoastră aici. Sunt mulți, sute. O secundă, o secundă. Da, doamna Jenny, vă ascultăm. Ați venit aici pentru că aveți conștiința încărcată să nu lați vota la locale. Asta e. Ajutoare că ne-ați plictisit destul. Vă rog frumos, vă rog frumos, am o rugăminte. Doamna Jenny, stați un pic, am o rugăminte în platou. Da. Lăsați o secundă, stați un pic la telefon. Da. Știu, Gheorghe, știu că și tu ești la telefon. Mai stai un pic cu noi. Am o rugăminte în platou. 2 minute, 3 minute, vă rog frumos liniște, că altfel opresc microfoanele. Femeia are un punct de vedere. Punctul de vedere al doamnei nu este singular. Sunt foarte mulți români care au punctul... Atunci trebuie să-l ascultăm, scumpă doamnă. L-am ascultat. O țară sănătoasă la... O secundă. Am făcut o părere. Să vorbim despre votare. Ai... Nu, nu, nu. Păi? Dați-mi voie să o ascultăm pe doamna Jenny. Își spune punctul de vedere și apoi intrăm civilizat într-un dialog. Da, doamna Jenny, continuați. Vă întreb dacă îmi permiteți. Da. Cine a făcut să se ajungă aici și de ce? Rog să nu interveniți în platou. Oricum se face trimitere, se obișnuiește și televiziunile obișnuiesc să facă trimitere la o singură persoană. Nu este uman și nu e corect. Adică la ce vă referiți? Păi dacă președintele face tot răul din țara asta, înseamnă că... De ce fac trimitere la el? Părerea, dacă citiți atent ce scrie pe ecranul OTV în acest moment, da. noi susținem că e vorba de niște trucaje și de un scenariu, da. Ținta fiind Băsescu și Cotroceniu. M-ați înțeles ce spun? În sens? Scrie pe ecran la OTV... Da. Că Băsescu, sau mă rog, Cotroceniu, este ținta acestui trucaj, acestui scenariu în care Becali a fost, cum se cheamă, încapcanat. Băieții din spatele, băieții de la Ghencea știu, i s-a făcut o cheie, se spune. Becali a căzut în ea și a ajuns armă împotriva altora. Și, bineînțeles, pagubă el. Păi și cine a făcut trucajele? E, aici dați-mi voie să nu mă lansez în afirmații. Avem și noi teoria și informațiile noastre, dar nu le dăm pe post pentru că sunt neverificate. Păi dar... asta este, că întotdeauna se fac scenarii care nu sunt verificate și care nu... Dar unde au greșit oamenii de aici, din platou, că îl susțin și îl iubesc pe Becali? Unde au greșit? Unde au greșit? Că au venit la București. Dar unde, doamne, democrație să demonstrăm pași, nu? Doamne dragă, dar n-am făcut nimic rău că am venit la București. Ați făcut cel mai mare rău că creați atmosferă și sunt oameni care nu știu ce să-mi treacă. Demonstrăm pași, nu? Prin faptul ceea ce a făcut pentru noi. Creați atmosferă proastă a anumitor persoane. Și faceți rău și lui. Da, păi aia e. Dacă nu venea la București, rădeam o impresie urâtă că nu-l susține, cum ne-a susținut și el de la apă. Nu e cazul. Da, dar după... Nu e cazul. Din pat de acasă, nu putem, uitându-l la televizor, să subțină un om. Stați acolo acasă și priviți la televizor și asta e. Da, noi suntem în România adevărat. Foarte pasiv, cum stai dumneata. Aia e. Și un om nevinovat să suferi. Nevinovat? Mai ales mama lui de 80 de ani și familia cu fetiță. Noi știm prin ce am trecut și cine ne-a întins o mână. Doamnă, dacă dumneavoastră ați avut o mașină și vi s-a furat o mașină, dumneavoastră cum considerați? Ce să consider? Mi s-a furat, fac reclamație la poliție. Și? Dar el nu a făcut-o. Dacă pe momentul... Și ar fi convenit să stea cu oții libertate. De ce n-a făcut-o? Păi n-a făcut-o pentru că e creștin, domnul Becali. Și n-a vrut pentru că s-a prins cu oții. Uite că... Da, e creștin și nu e bine să fii. Doamne, să faci în ziua de astăzi rău e ușor. Dar trebuie să vă fie rușine să spuneți că nu e bine să fii creștin. Deci, domnul Becali, n-am spus la sensul că nu e bine să faci bine. La asta m-am vrut. Păi da, dar domnul Becali... Nu e bine să fii creștin, trebuie să vă fie rușine. Dumneata gândești numai la rău. Da. Dumneata ai în cap numai rău. Și pe țăranii ăștia cât nu ai suflet, curat, doamnă, nu ai suflet. Mai greșit. Nu, nu. Uite-te la televizor, dacă vrei să mă vezi, nu ai suflet în dumneata. Nu mai veni. Nu ai. Și vorbiți ce nu. Doamnă, gândiți-vă că el a fost și păgubit, e și arestat. De ce treaba asta? Păi,
până el a avut suflet, a avut suflet în dânsul, s-a gândit tare și au și oamenii a familiei, nu? Și a zis, bă, nu mă duc la poliție, ferească Dumnezeu, arestează pe aia. Și el a vrut să facă cu mine și tot el a căzut rău. Am o rugăminte, doamna Jenny, am o rugăminte să nu închideți telefonul câteva zeci de secunde. Revenim după o scurtă pauză publicitară. S-ar putea ca imediat după pauza asta să avem rezultatul de la tribunal. Să nu închideți, doamna Jenny, publicitate. Sorin, sunt 100 de procese pe zi. Stai un pic, Sorin, nu vrei să auzi răspunsul aia cu Ceaușescu și după aia să vorbim de justiție? Da, da. Bine, ia spuneți, doamna. Păi, ca să vă povestim, în timpul lui domnul Ceaușescu, noi îl apăram și pe domnul Ceaușescu, că a făcut foarte multe pentru țară, domnul Ceaușescu. Și-a dat și servicii, și apartamente, și de toate. Dar noi n-am mai avut timp să-l mai susținem, pentru că l-am pușcat. De asta, pe cine era să mai susținem morță? De pe 21 până pe 25 ați stat în casă. A fost închis, domnul Ceaușescu, din noi n-am știut unde este închis. Deci era armata, era... Trebuia atât... să vă duceți. Unde eram să ne ducem când domnul Ceaușescu era ascuns în Târgoviște? De unde eram noi să luăm pe domnul Ceaușescu? Părând, de unde eram să luăm pe domnul Ceaușescu dacă era ascuns prin Târgoviște? Dar eu pot să întreb... Unde era? Cum? La noi le vreau ce a fost liniște. Noi am fost niște oameni muncitori, n-am știut ce... Vă n-ați avut treabă cu Revoluția, corect. Domnul Sorin? Da. Sunteți bucureștean, da? Da, da. Ce vârstă aveți? Destul de înaintată, peste 50 de ani. Mulți înainte, să fiți sănătos. Mulțumesc. Sorin, tu ai fost pe, măcar o oră pe străzi în perioada aia? Da, da. Am fost la televiziune când aruncau tablourile și la... Bun. Prima dată l-aruncau pe lui și bine, pe urmă... Bine, nu contează. Sorin, ai fost la televiziune, la televiziunea publică, da? Da, da. Acolo eram și eu în 21, 20, nu, în 22, 23, 24, 25. Spune-mi un lucru. Da, sincer. Spune. Dacă atunci, în curtea televiziunii, da, îl aduceau într-o mașină pe Nicolae Ceaușescu și îi dădeau drumul în curtea televiziunii. Îl linșeau. Poftim? Îl linșeau. E, acum dacă pe Gigi Becali îl ia și îi dă drumul din tribunal în fața tribunalului? Nu, nu se întâmplă la fel, sigur. Înțelegi cum e treaba? Da. Trăim în perioade diferite, istoric vorbind, și sunt două lucruri diferite. Atunci nu putea să-l apere nimeni pentru că toți îi vroiau capul. Toată țara. România a trăit atunci în foame, a trăit în frig, a trăit în întuneric. Copiii mureau în incubatoare, femeile nu puteau să se ducă să facă un curetaj decât dacă spuneau cine și îi băgau în pușcărie. Nu ne prostim unii pe alții. Da. Au fost foarte multe... Aveți dreptate. Erau alte condiții, alte situații. E, Becali n-a omorât copiii în incubatoare, Becali nu le-a stins românilor lumina, Becali nu le-a luat mâncarea după masă. Corect. Eu nu știu cât bine a făcut și nu e treaba mea. Sunt alții care pot să-ți spună sau, cât bine sau rău a făcut, dar despre Becali, ca să vorbim în comparație cu Ceaușescu, n-are nici cea mai mică legătură. Ești de acord cu mine, Sorin? Da, da, sunt de acord. Dar eu cred că domnul președinte Băsescu... Da, te ascultă. Stai un pic, Sorin. Alo, mă auziți? Domnul Sorin? Da. Ei, știți de ce nu l-am apărat pe Ceaușescu? De ce? Ceaușescu a făcut bine, dar a făcut și rău. În Vadroșca a fost revoluție în 57, dintre care mama mea a fost împușcată de Ceaușescu. Nu pot să cred. Eu aveam 7 luni. Și credeți că domnul Becali n-a făcut și rău? Eu aveam 7 luni când a murit mama mea. Da, domnule, vorbiți serios? Da. A murit 13 persoane. Eram copii. Eu am 7 luni aveam când a murit mama mea. Foarte tare. Adică mama ta a murit împușcată? Împușcată de Ceaușescu, da. În februarie 57. La rebeliune. Pe ce cauză? De ce? De ce? Pentru colectivizare, că nu vrea lumea să treacă. La colectiv. Obligat. El a fost președintele colectivizării, știu. Știu, aveam 8 ani. Eu ce știu. A venit cu armata și am pușcat lumea. Am pușcat lumea, mai povestiți. Aveam 8 ani. Povestiți ce? Asta este absolut senzațional. Senzațional, cred că nimeni în România nu știe. Dar cum de n-ați spus oameni buni până acum? Interviu. Nu era în legătură cu Becali. Domnul Barbu. Da. A pus băiatul întrebare. A început, uitați-vă. O secundă, Sorin, să arătăm. Dați pe tot ecranul, mare. Băgați. Da, uitați-vă acolo, chiar unul, nu știu dacă e de la Vadul Roșca sau e din București, o femeie a și leșinat. Nu, ia vedeți, de la noastră, nu. Ia mai veni rău odată femeia alea? Da. A început lumea de oboseală. Că nu știu plica toți. Nu e din București? Nu e din București. A, o știți voi? Da? Hai, revenim în platou, Sorin.
revenim în platou, o femeie s-a făcut... Pe timpul acela, Nicolae Ceaușescu era președinte stai un pic, Sorin. Cu colectivizarea. Are dreptate omul. Sorine, stai un pic, ai scos la iveală, nu știu cum ai reușit. Alături de mine acum în studio revine în forță Mirela Ceanu, să vedeți cu ce amănunte. Bună seara! Bună seara, alături de doamna Mirela Ceanu, un alt invitat special, e vorba de domnul avocat Neguiță, atât de bine cunoscut dumneavoastră trăsătorul, dar de data asta dânsul este avocat. Unul dintre avocații din acest avocații. Dosar mare bună de tot al lui Becali și al apropiaților săi. E vorba în principal de bodyguardul lui Gigi Becali, fane, mă rog, cum el cunoscut de apropiați. O să-l și vedem în imaginile din bar. Fane apare acolo lângă Gigi Becali, cel care da, filmează cu mobilul. Umblu, cel cu ticul umblu. Chiar acum hai să dăm imagine din bar, ca să înțelegeți că pe lângă filmul care noi l-am tot văzut în ultimele seri, filmat de un personaj necunoscut din spatele hoților de mașină și din fața lui Gigi Becali, bodyguardul de lângă Gigi Becali, care stătea în dreapta lui Gigi în barul Bughi din Pipera, filma și el cu telefonul, vedeți în tricou albastru pe Fane Dediu, Ștefan Dediu, numele său oficial Fănuș. Fănuș, deci mă rog. Ștefan Fănuș Dediu. Ștefan Fănuș Dediu este cel de care ne vorbeau avocat acum două nopți că s-ar fi pus un avocat din oficiu inițial și un avocat de care n-a mai fost nevoie, că eu am văzut și mișcarea asta a doamnei judecătoare care a cerut avocați din oficiu pentru toți inculpații. Niciunul dintre ei n-a avut nevoie de avocat, dar nu știu de ce a mai cerut. Asta este procedura, domnule. Așa e procedura obligatorie să fie în sală și avocații din oficiu. Da, este procedura că atunci când dispui o anumită măsură sau când vrei să efectuezi un act de procedură, trebuie să fie asistat pentru că se află în stare de reținere sau de arest și automat legea îi obligă să beneficieze de asistență obligatorie din oficiu. Uh-huh. Acum, alături de invitații pe care vi-am prezentat deja, se află în studioul nostru domnul lector universitar dr. Ioan Gâf Deac, consilier general al PNG-ului, printre altele. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Vedem și punctul său de vedere și, în fine, dar nu în ultimul rând, participă la emisiunea noastră domnul Metin Cerchez. Bună seara, bine ați venit. Care are câteva amănunte senzaționale despre o doamnă judecătoare care a judecat un dosar al lui Sandu Geamănu, despre care iată vorbim în această seară, cel care ar fi sunat sau nu la 112, rămâne ca dumneavoastră trăsătorii să votați la 1331 printr-un SMS cu textul da sau nu, după caz. Ei bine, o judecătoare bătută puțin mai mult chiar după ce a condamnat în dosarul Sandu Geamănu ceva persoane. Vom vorbi despre toate aceste lucruri, amintim că veți intra în legătură directă cu colegii noștri care se află acum în stradă. Sigur, nu e încă ora potrivită, ora răpirii ar fi undeva 0:35 din noapte, dar va fi interesant să vedem cele două intersecții așa cum ele apar în filmele din dosar, filmate cam din aceleași unghiuri de către colegii noștri și o să ne lămurim și noi dacă acolo într-adevăr sunt stații de taxi, dacă stau taximetriști care se poată vedea din Calea Dorobanți, intersecția Iancu de Hunedoara până în Titulescu, colț cu Dr. Felix, fiindcă acel taximetrist, mă rog, care sună la 112 spune că a văzut o urmărire de la IGP până acolo. Stând pe loc, presupunem. De aceea, da, colegii noștri acum o să vadă da. Prin ochii acestui taximetrist. Da. Să vedem dacă într-adevăr au așa o... Ar mai fi o variantă ca taximetristul să fi participat și la urmărirea asta și să nu spună la 112. Să fi plăcut și lui cursa și să se fi luat după convoiul de mașini. Și să fi zis, domnule, am văzut urmărire. Dacă îți place o urmărire, înseamnă că știi despre ce e vorba. Bine, pentru că, în general, oamenii în București aleargă cu mașinile mai mult decât cei care sunt la curse. Stoc format din peste 400 de modele de mașini. Achiziții cu plata pe loc, leasing auto. Ofertă valabilă în cele 3 showroom-uri Meridian Ocazie. Revenim în direct la ediția noastră specială. Reamintim că tot în această seară în studioul nostru vor veni cu echipa Steaua, componenții echipei Steaua pentru a susține pe Gigi Becali la emisiunea Fanatic Show al lui Horia Ivanovici. Așadar, acum discutăm în primul rând cu avocatul bodyguardului Fane să vă povestească ce s-a întâmplat în ultimele 10 de ore, ceea ce dumneavoastră trăsătorii nu știți. Eu am să vă arăt aici pe imaginile din panoul din spatele meu exact despre cine vorbim. Deci să faceți un stop cadru aici. Deci este vorba de domnul Fane, unul din bodyguards, că în total sunt 3 bodyguards, nu?
trei plus domnul trei din... Trei bodyguard, domnul Abocas, sunt plus rezoluția. Domnul Amar, nu? Da. Deci trei bodyguards, Amar, mă rog pe porecla lui, și Gigi Becali, cinci. Sunt cei cinci. Liber sunt cei trei hoți de mașină, care de fapt și sunt patru. Unul dintre... Și unul dintre participanți și el liber, interdicția Giaravela, cei, nu, cei cinci sunt Giaravela. Șapte, de fapt era vorba de șapte, unul dat în urmărire generală, unul a fost pus în libertate, dar n-are voie să părăsească Giaravela localitatea, pus în libertate, și dat în ceilalți sunt prins, deci cei patru erau Luca și Matei, adică stop erau aici, doi. Stop aici. Deci este omul care are telefonul mobil, da? Fiindcă e o întreagă istorie legată de telefonul mobil și noi înțelegem că cei trei din imaginea asta, din bar, cu spatele, erau plini de vânătăi, erau cu gloanțe în picior, cel puțin așa zice judecătoarea. Și vreau să vedem imaginea asta, să luați grafica de jos, să vedem imaginea cu genunchiul tipului din dreapta. Judecătoarea spune că are un șervețel la genunchi. Da, poate a văzut într-un laborator, mă rog, se vede aici într-adevăr și ceva. O să cadă, deci o aici, să vedeți cum cade. Aici se vede acest lucru, iată, asta e zona, de judecătoare o descrie în felul următor, că are aici un șervețel sau un tifon și că aici are un glonț și că Cătălin Smărădescu a vrut să-i taie acești pantaloni, dar nu i-a tăiat și s-a dus el singur la baie să scoată glonțul. Cătălin Smărădescu i-a propus să scoată el glonțul cu un cuțit. De judecătoare are o întreagă poveste legată de această pată din poză și nu știm de unde a apărut acest lucru, poate domnul avocat Neguiță să ne explice, fiindcă judecătoarea știe tot felul de dedesubturi. Asta dacă e pantalon tăiat, înseamnă că Smărădescu-l tăiase deja cu cuțitul. Nu tăia, domnul, dacă lăsați imaginea să meargă, o să vedeți cum cade acea hârtiuță. A, deci cade. Lăsați-o puțin acum să meargă. Ia. Lăsați-l să meargă puțin imaginea. Ia, dați play la imagine, să vedem. Deci, da. Eu sunt metin cerchez, nu vă supărați. Da. Luați grafica, ca să vă dați spectatorii. A căzut glunțul, da. Luați grafica de tot de pe ecran și să ne oprim încă o dată. Băi, vezi, cum nu era glonț? Deștept, păi, dacă era glonț, a căzut glonțul. Nu, stați puțin, ia. Nu intrase suficient. Nu, da, să vedeți, haideți să iau puțin înainte. Deci aici e alb, da? Acum. Da, și cade glonțul. Eu nu spun că poate să fie, poate să fie, dar... Uite, acum încă e, uite și a căzut. Nu, cineva spunea că este aseară, eu l-am lăsat în seara aceea, că știți bine, nu mă contrazic, că nu e vorba de... Eu zicea, domnul, tăia pantalonul și curge sânge. Am observat, n-am vrut să intervin, am lăsat și acum ați văzut cum pantalonul tăiat, de fapt... Uite, vreau să, să facem acum, lucrăm cu materialul clientului, de judecătoarea spune așa pentru acest fragment video. În ceea ce privește înregistrarea depusă, instanța reține că este vorba de o înregistrare de 18 secunde, datată 25.1.2009, aici e un lucru, mă rog, extrem de misterios în acest lucru. Deci, cu o zi înainte de scena din intersecții, ori faptele reținute în prezenta cauză au avut loc în noaptea de 26 spre 27. Deci judecătoarea zice că nu, că filmarea e în altă zi cu altă ocazie, adică cu o zi mai devreme. Chiar dacă acceptăm că ar fi greșită această dată, se gândește judecătoarea, data de pe telefon, și imaginile prezintă momentul prezenței părților vătămate în barul din Pipera, pe de o parte momentul de timp este prea scurt pentru a aprecia că acolo n-a avut loc de o întâlnire amicală. Pe de altă parte, se observă la un moment dat cum partea vătămată, Nicolae Tinel, de cele cu pantalonul rupt sau cu glonțul în picior, întoarce privirea la persoana care filmează, probabil cu un telefon mobil, iar dacă privim spre piciorul drept, observăm că are pantalonul tăiat, zice judecătoarea, de undeva de deasupra genunchiului, căzând un șervețel sau un tampon, deci zice și femeia, vedeți, nu se distinge bine, probabil aplicat pe rana suferită ca urmare a împușcării. O să vedeți că în această încheiere de ședință se transcriu câteva sintagme, probabil, și când vine poate vorba de vinovăția lui Gigi Becali, totul este sigur. Deci, domnul Daniel Crănescu, iar spun, pentru ca să înțeleagă telespectatorii, o să vedeți o surpriză, în certificatul medico-legal la fel există, probabil prin împușcare, dat de medico-legal. Prin împușcare. Da. Probabil, din nou, până și medicul legal, care deci, medicul legal poate să spună, băi, e glonț înăuntru, nu mai e probabil. Deci încă o dată, haideți ca să vedem imagine, fără grafică pentru telespectatorii de acasă, ca să lămurim. Nu plec, dar vreau să arătăm, ca să punctăm de ce zice judecătoarea aici. Că e ceva care cade. Nimeni nu spune acum. De acord, Doamne, că e ceva care îi cade, că asta a spus și Metin. Dar să vedem dacă asta înseamnă că e sigur că e rană acolo împușcată, dacă îi cade ceva de pe genunchi. Uitați-vă la fața lui. Sute de filmulețe, domnul Diaconescu, sute de filmulețe pe partea de criminalistică și de expertiză. O rană de glonț produce sânge în mod sincer, nu să nu ne jucăm în cuvinte. Doi la mână. Bă rog, judecătoarea e corectă, fiindcă ea
zice probabil respectivul în, nu mai zâmbea dacă eram pușcat în picioare. Cu probabil arestezi un om, deci. Da, da, nu, dar asta spun, la toate aceste acuzații e cuvântul probabil pus înainte, ceea ce e foarte corect, dar la sfârșit vine siguranța că Becali e un pericol public care l-a împușcat pe omul ăsta. Dar și acolo trebuie să spună. Până la urmă să fie, să mergem pe ideea și ipoteza că e și împușcat. Da. Gigi poate să fie în cel mai rău caz complice, poate martor, să fie orice, da, martor, poate să fie, dar e bine chiar dacă spune instigator, dar poate chiar ei au vrut ei dintr-un exces de zel să-l ia să-l aducă, deci nu poți să spui că el e făptuitorul. Acum, domnul Metin sau ceilalți invitați, dacă mai vreți să spuneți ceva despre aceste imagini, deci în afară faptului că Ștefan de Diu filmează aici și ceea ce observam azi noapte, să reamintim telespectatorilor că filmarea aparține unui alt participant la această scenă, un intrus, să spunem așa, fiindcă poate domnul avocat Negoiță știe exact cine a făcut filmarea asta, exact. Fiindcă membrii familiei spun că era aici un, mă rog, un tânăr care a filmat scena, evident, din spate. Tânărul ăsta, chiar dacă era un apropiat al familiei Pipera, toată scena asta ar fi avut loc noaptea pe la 3 în barul Boogie. Nu știm cine avea acces în barul ăsta, dacă chiar orice trecător. E bine, tipul care a filmat oricum a transmis prin Bluetooth și pe telefonul lui Sandu Geamă în această filmare. Asta se spune de asemenea în actele care apar în presa de mâine. Deci nu știm, sau mă rog, Sandu Geamă a făcut rost și el de această filmare, pe care la rândul său a dus-o anchetatorilor în data de 23 februarie, deci o lună. Sau oricum, cel care avea tehnica operativă asupra lui. Da, da, mă rog, nu știm trei, exact. Da? Asta, domnul avocat, știți dumneavoastră cine a făcut filmarea asta nu de 18 secunde? Nu s-a încă cine a făcut... Ca să înțeleagă telespectatorii ce înseamnă tehnică operativă, deci există și o informație că ei când s-au întors, pentru că au știut că au luat mașina lui Gigi Becali și dacă a fost o provocare, fiind oamenii serviciului 2 și un sfert, că de el se specifică în acea informație, au venit cu camere video, tehnică operativă și au filmat. Și de-aia a ajuns imagini respective, pentru că o să vedeți în scurt timp că o să apară și alte imagini, deci nu e vorba de cele 18 secunde de până acum. Deci dacă e așa, înseamnă că au fost provocați, că totul a fost o înscenare și ei au fost filmați cu bună știință. Haideți să mergem mai departe. Așadar, telespectatorii spun, de ce pe tampon sau șervețel nu se vede sânge? De ce nu-i pătat de sânge? Pentru că el era sânge. Bun. Haideți acum povestiți în asta, domnul avocat Negoiță. Deci și astăzi am făcut parte, am fost într-o echipă de 4 avocați care am fost solicitați pentru un act de procedură și anume percheziție informatică. Undeva pe la ora 1 și într-o zi de duminică. Mă rog, așa a dispus procurorul de caz. Această percheziție informatică avea ca scop verificarea datelor celor două telefoane ale lui Fane. Bineînțeles că din nou am asistat la neputința sistemului judiciar din România. A fost o situație de-a dreptul comică. Jenantă, să-i spunem, așa, cu jil mare. Da. Oamenii, deși aveau autorizație de percheziție informatică de la judecător, bineînțeles că nu erau pregătiți pentru a face această percheziție, în sensul că nu aveau cabluri de date ca să poată face transferul. Auzi, domnul Dan Diaconescu, la IGPN avea un cablu de date de 200.000 de lei. Nu, deci s-au confiscat telefoanele, erau telefoanele lui personale, au fost sigilate. Aha. Și s-a dispus prin autorizație de percheziție informatică verificarea lor. Aha. Scopul strângerii datelor care s-ar dovedi a fi utile cauzei. Deci ei le aveau, dar nu se puteau atinge de telefoane, nu, că n-aveau fără autorizație de la judecător. Până aici e bine, adică lucrează oamenii corect. Da. Dar am ajuns în situația un cablu, în tot care am stat 6 ore doar pentru a se face anumite formalități. Și de-a dreptul, faza cea mai comică a fost când a trebuit să fie sunată soția lui Fane să vină de acasă cu cablu USB. Deci trebuie să vină învinuitul de acasă. Da, nu venea soția cu material urgent. Păi nu, că tot n-a venit până la urmă, că într-un fel s-a rezolvat, s-au găsit acolo niște cabluri. Iar partea cea mai interesantă... Dar ce, era un telefon special? Ce marcă? Telefon Nokia 1800. Ia zic cu chinezești. Iar faza cea mai tare
pe care nu mulți o cunosc, atunci când cumpărați-vă telefoane chinezești. Infractori chinezești, că nu poate IGP-ul ca da? Să descarce atunci datele. Când ai un telefon chinezesc, ei nu au softuri pentru acel telefon și foarte practic în acel care. Moment nu se și poate... Și vă dați seama, mă scuz că 90% din telefoanele de pe piață da, sunt chinezești. Și ăsta era chinezesc, a? Nu era chinezesc. Unul era bordură, ca să-l citesc pe fane, că el zicea, uite, domnule, ăsta e bordură, telefonul ăsta. Unul era bordură, iar celălalt era un Nokia de ultimă generație, dar partea jenantă asta era că nu se puteau, iar, ca să spun așa, cireașa de pe tort a fost în momentul în care s-a constatat, avocatul principal al domnului Fane a observat că nu era emisă autorizație de percheziție informatică și pentru SIM-uri, ci doar pentru telefoane ca atare. Deci, dar eu vreau să te întreb acum ceva. Da. Este pentru prima dată când au nevoie de acele telefoane? Nu s-au mai făcut până acum? S-au omis să se emită. Nu, dar eu te întreb ceva ce cred eu că întreabă orice cetățean care stă acum în fotoliu să uite la noi. Este pentru prima dată când sunt aduse niște telefoane și vor neapărat să vadă cine acele telefoane, că eu așa înțeleg de la tine. Da, acum a fost pentru prima dată. Bine, în general nu. În general se fac percheziții informatice fără nicio fel de problemă. Ideea este că colegul are dreptate, că îți trebuie o percheziție. Că nu le poți folosi, nu le poți folosi drept probe dacă nu ai o autorizare specială pentru partea de SIM, care este separată telefonului, și pentru telefonul ca atare, și dacă are un memory card și pentru memory card respectiv. Deci, telefonul poate o expertiză. Da, sigur. Ori atunci când se practic telefonul se deschide în momentul în care se conectează la calculatorul laboratorului informatic, criminalistic informatic, unde există un anumit soft care se sincronizează cu telefonul ca, pentru a se evita posibilitatea de a se adăuga informații sau de a se șterge. Și atunci, în momentul în care se sincronizează softul calculatorului cu softul telefonului, în momentul acela apare dacă se percheziționează și cardurile, se trec printr-un blocker înainte, care blochează SIM-ul. Știți, domnul Dan, că eu am experiență la telefonia mobilă. Și nu mai poți nici șterge, nici adăuga pe carduri. Ori în această situație s-au pierdut 6 ore cu niște costuri infernal de mari. Acum nu știu dacă acei polițiști vor fi plătiți dublu, având în vedere că au lucrat într-o zi de duminică și în afara programului. Dar de ce se grăbesc pentru terminul de mâine, nu? Să aibă probleme Păi așa a spus. Da, așa deci ei sunt hotărâți să-l țină. Nu știm dacă sunt hotărâți sau nu sunt hotărâți. Problema este că se putea face și marți această eu mă tem informatică. Că tocmai spunând că nu au avut autorizație specială și pentru SIM, parchetul va cere mâine un nou termen, nu, tocmai nu, ca să-i țină, vor încerca orice fel de termen. Da, nu se poate amâna. Dumneavoastră spuneți așa, o să zică, domne, știți, n-a venit rezultat de urgență. Păi și dacă procurorul vine cu certificat medical, că nu se poate prezenta? Păi dar să ne înțelegem, dosarul este deja la instanță. E la instanță. Deci dosarul de urmărire penală este anexat la dosarul privind măsura arestării preventive. Dar dacă nu se prezintă procurorul mâine, se păi vede? Nu se prezintă, pentru că asta este o mare problemă, că discutam astăzi la IGP. Ar trebui ca ipotetic, ar trebui ca procurorul de caz să intre și în ședință, pentru că noi asistăm la 2 procurori de-a lungul, sau 3, depinde de câte căi de atac sunt. Asistăm. Deci e procurorul de caz care efectuează urmărirea penală în cadrul parchetului de pe lângă judecătorie, tribunal sau curte de apel, sau mai sus, Curtea Supremă, și procurorul de ședință. Ori gândiți-vă mâine pe ce grabă va fi procurorul de ședință, care va trebui să analizeze într-un termen foarte, foarte scurt, de altfel și ceilalți colegi ai mei s-au plâns foarte tare astăzi de timpul scurt pentru a pregăti motivele de apel, și este posibil să fie și o diversiune această percheziție informatică astăzi, în așa fel încât să nu se poată pregăti rezultate, apărarea. Probe, să se poată pregăti apărarea. E adevărat că nu există în cazuistica penală infractorii pentru astfel de infracțiuni cum este cea de lipsire de libertate, și știți destul de bine, domnul Dan Diaconescu, că acum o lună ați mai avut în studio alături de mine o condamnată pentru lipsire de libertate la 7 ani, cea pe care am depus-o în miez de noapte la penitenciarul Rahova. Și vă dați seama sub ce presiune
se va lucra mâine, pentru că va fi un complet de 3 judecători care probabil nu au avut timp suficient să studieze dosarul. 2, procurorul de ședință, vă dați seama că își va face notițe în grabă, deoarece timpul nu îi va permite să studieze și oricum procurorii sunt setați. Bine, ne așteptăm ca procesul să dureze tot până la miezul nopții. Am încredere că la instanța superioară nu vom regăsi totuși elemente precum poate credem că s-ar părea că... Bine, mai trebuie spus că se mai întâmplă mâine un demers interesant. Preoții din întreaga țară vor face slujbe pentru eliberarea lui George Becali. Preotul rotar Liviu de la Sinaia ne roagă în numele său să transmitem acest mesaj și acest apel către toți preoții ca mâine dimineață să se oficieze slujbe pentru eliberarea lui George Becali. De asemenea, se anunță o participare masivă acolo oameni în fața judecătoriei. Oameni din Constanța, spre exemplu, da. Vreau să vă zic, sunt pregătiți și chiar prieteni Amedeo Sedan au zis că 30 de autocare vor să plece, numai, culmea, de naționalitate turcă, că vor să fie, iubesc pe Macedon și vor să fie mâine alături de el. Acum, asta nu cred eu că va influența decizia judecătorilor. Trebuie spus că data trecută, la arestarea lui Gigi Becali, a influențat în rău prezența oamenilor în jurul judecătorii. Judecătoarea spune în încheierea de ședință faptul că ea a judecat sub presiunea străzii din jurul biroului său. Dar nu spune care dosar domnule penal din cauza copilului și care un dosar la DNA doamna judecător? Da? Dar ce a făcut cu copilul? O să vă zic că colegii ce a pățit și colega cu... Cu cine s-a împerecheat? Nu, haide să spunem că nu are... Sunt doar zvonuri pe care noi doar și cum a divorțat și cu copilul, pentru că atunci când tu ești judecător și ai o moralitate mai mare decât chipule, în ghimele, decât alt cetățean și practic destinul acelui om se schimbă poate pentru toată viața, trebuie, zic eu, din punct de vedere moral măcar să fii curat. Și ca să nu vă mai zic altceva. Deci era în 24 octombrie 2007, pentru că mâine va fi judecat de colegii ei, un magistrat numit Florica Pena, 43 de ani, de la judecătoria Tribunalului București. Această doamnă, în acea dimineață, cu o zi înainte se predase domnul Preda în celebrul dosar Porbagajul cu Sandu Geamănu. Această doamnă, magistrat Florica Pena, trebuia să judece cazul. A fost prinsă de un agresor țigan, cum l-au descris cei martorii, de 1,80 m, de 21 de ani, și a fost bătută în stația de tramvai de la mașina de pâine, a fost terminată cu picioare, cu ruptă din bătaie, o judecătoare, rețineți, de la Tribunalul București. Să vedem ce vor zice colegii, da? Și diagnosticul, traumatism craniocerebral, traumatism facial, traumatism foarte toracic, stare de șoc, edem cerebral, stare amnezică și de șoc, ruptură de piramidă nazală. O doamnă judecător, colegă cu această doamnă judecător, colegă ca magistrat, pentru că această doamnă era la tribunal, da? Și judeca cazul gemenilor. S-a format... Era chiar judecătoarea, judecătoarea care... care a doua zi, în ziua aia avea în instanță, dosarul trebuia să-i judece pe frații gemeni. Pe celebru caz Porbagajul, să nu mai spunem, da? Bucurenciu. Și s-a format un cheac de sânge pe creier la această judecătoare. Deci, unde e pericolul social? Țineți minte. O judecătoare în plină stradă în România este bătută. Dosarul la secția 7 Poliție București. Canci, nici până astăzi nu e prins, da? Internată de doctorul Gabriel Țântărescu. Cazul preluat de comandantul secției 7 Poliție. Ce se întâmplă? Mă scuzați. Se dă dosarul unui judecător. Doamna internată cu cheac de sânge la urgență, da? Intervenție chirurgicală. Domnul Nicolae Jidovu, judecător la tribunalul, amenințat cu moartea. Și femeia primise amenințări cu moartea. N-au făcut nimic cei de la poliție, ăștia care au intrat mascați, că un om și-a recuperat mașina. Pentru mine nu există Gigi Becali, vreau să repet, nu există frații Geamănu. Pentru mine există cetățeni ai României. Cu drepturi egale, cu drepturi egale conform Constituției, articolul 16. Iar ce a dat această doamnă judecătoare, că, vezi, doamne, el era formator de opinie și pentru asta îl închide pe Gigi Becali, e cea mai mare aberație a sistemului juridic. Da. Scuză-mă să termin puțin. O să vin că după aia, chiar îl rog pe coleg să citească după aceea, dar repet, conform Constituției, doamna judecător, nimeni nu este deasupra legii și o să vă dau un caz după aia concret de ce nu suntem deasupra legii. Merg mai departe.
judecătorul Nicolae Judevu preia dosarul. Geamănii, nu mă interesează, iarăși gemenii, nu mă interesează. Preia dosarul X. Și deci această doamnă judecător e în spital. Deci e în spital. Și atunci preia un domn judecător, Nicolae Judovu, care, dosarul respectiv, este amenințat, citez, băi, ăsta e cam scorțos, s-ar putea să o ia și el. Deci bate pe toți. Domnul bate pe toți. M-ați înțeles? Primesc aceste, v-am zis, după ce Ștefan Pop a zis Ștef, se predase cu o zi înainte, celebru acest caz, deja el e judecat în stare de libertate. Dar vreau să spun unde e pericolul social. Și acum îl rog pe coleg să citească, vă dau citire, pentru că revin după aceea. Exact din încheierea de ședință. Din încheierea de ședință. Poate mai mult ca ceilalți inculpați, vorbește de George Becali, era dator să se manifeste într-o conduită care să nu contravină regulilor de conviețuire socială. Becali este considerat formator de opinie, o persoană publică. De unde, și de aceea vă rog să mă credeți că am insistat să vin în seara asta, pentru că eu sunt în Consiliul General și lucrez, să spunem, în public. Da. Și încep să spui problema că dacă ferească Dumnezeu ai ceva de spus și faci și ceva în țara asta, riști să devii cumva formator de opinie sau persoană publică și riști să ai mai multe obligații decât îți prevede legea. Articolul 16 Constituției, aliniatul 1. Spune așa, cetățenii sunt egali în fața legii. Era absolut liber. Sunt sute de cazuri semnalate de mass media și vă rog să mă credeți că am studiat cu studenții de multe ori la seminarii, când eram asistent și acum ca lector. Am studiat cazuri de oameni puși în care se judecă în libertate, sunt cercetați în starea de libertate, pentru că arestul preventiv și colegul este o stare de excepție. Iar aici pericolul public este că este formator de opinie președintele George Becali. Mă scuzați că vă întreb, domnul coleg. Deci, așa cum bine știm, măsura arestării preventive se ia atunci când sunt întrunite dispozițiile articolului 143, exact, cod procedură penală, adică există indicii temeinice că s-a săvârșit o infracțiune coroborat cu 148. Ori singura care în acest moment, să zicem, ar fi putut fi motivată această măsură de arest preventiv ar fi că, nu știu, prezintă pericol social în mod concret, ori sintagma asta de pericol social în mod concret. Haideți să vorbim pe înțelesul oamenilor. Trebuie să existe o faptă efectivă, certă. Aici avem trei presupuneri. Se presupune că a existat un furt sau nu se presupune. Se presupune că a existat o sechestrare. Se presupune că a existat un șantaj. Avem o singură certitudine, că George Becali prezintă pericol social, că e formator de opinie și trebuie arestat 29 de zile. Asta este singura certitudine. Și probabil că clientul dumneavoastră, și îi cunosc pe băieți, probabil că sunt victime colaterale ale faptului că a îndrăznit George Becali să fie formator de opinie și persoană publică. Să vă spun o scurtă întâmplare. În 2000 mi s-a furat o mașină din garajul subteran de la Bucurobor. Abia preluase Dalii parcajul de la fostul Cine-i Dalii? Elena Udrea și Doringo. Coco și Udrea, da? Da. Deci mi s-a furat mașina în 2000. Amanta Lubăsescu, zicea unii. Din acel garaj unde plăteam 100 de dolari pe lună la Mondeni, drag. În momentul în care m-am dus la poliție să reclam acel furt, bineînțeles că s-au uitat la mine și m-au întrebat, ți-a luat mult să inventezi această poveste? Și am spus, nu, că nu sunt asigurat cascul. Deci am o pagubă foarte mare la vremea aceea de vreo 10.500 de dolari. Bineînțeles că am fost liniștit de șeful serviciului furturi auto la vremea aceea, maiorul Ungureanu, care mi-a dat asigurări că va rezolva foarte repede cazul. Bine? Și s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat că eu am plecat la mare liniștit și pe plajă citesc evenimentul zilei. Maiorul Ungureanu, șeful serviciului furturi auto, a fost arestat pentru o mită de 65 de milioane. Bun, hai să trecem la altceva. Ca să nu le spunem poveștile noastre, haideți să facem ceva concret. Dacă în România un cetățeanul Ionescu, da, îi se fură mașina lui cetățeanul Ionescu, da, și îi spune vecinului, îi spune unui prieten, îi spune un angajat, bă, știți pe cineva care ar putea să afle cine poate și cine fură mașini? Uite, am lăsat mașina acolo. Ce se întâmplă cu cetățeanul Ionescu dacă vin trei oameni și aduc mașina?
Depinde acum modul în care au recuperat mașina. Domnule, nu mă interesează. Domnul Dan Diaconescu, vedeți că vi se fură mașina și alergați și îi prindeți pe ea. Ce le faceți? Nu-i bateți? Ce să mai... Ei, normal. Dar acum oamenii învață din asta că hoții pot fura mașini și nu pățesc absolut nimic. Nu, întrebarea este foarte clară. Ionescu, lui Ionescu i s-a furat mașina, da? Și are și el trei prieteni, da? Și sună pe ea trei. Bă, știți pe cineva în zona asta? Că uite aici, la barul ăsta din față, mi s-a furat mașina. Oamenii încep, fiecare dau telefoane, află cine i-au furat mașina și i-aduc mașina. Și atunci îl băgăm la pușcărie pe cine? Pe Ionescu, care, în disperare, și-a sunat oamenii din jurul lui, prieten, angajat, ce era, ca să vadă dacă poate să-și recupereze mașina. Fals, doamna Ceanu, nu-l băgăm la pușcărie pentru că nu este persoană publică. Instanța și nu trebuie să fie persoană publică, formator de opinie. Am înțeles. Haideți să mergem mai departe. Asta e motivarea care devine liberă de lege. Știu pe cineva și telespectatorii trebuie să fie atenți. Deci nu se găsesc să arunci. Între timp, da, ziceți urmă din, da. Știu un om, formator de opinie în țara asta, pe urmă oamenii o să-și dea seama cine e, care a luat telefonul unei ziariste, da, i l-a șters, a făcut-o și țigancă împuțită, da, să lăsăm asta cu țigancă împuțită, dar i-a luat prin forță, da, telefonul. Se numește tâlhărie. Eu am un copil în Constanța Anis pentru că a luat telefonul cuiva, a făcut 3 ani de pușcărie, tâlhărie, da? Acest om care a luat telefonul unei ziariste și e formator de opinie, se numește Traian Băsescu. Da? Nu a mai fost nici de dosar de tâlhărie, n-a fost nici formator de opinie. Vreau să spun că atunci când dai boală pe cineva, îl faci. Că aici este clar făcătură. Da. Dar merg mai departe. Conform articolului 485 aliniatul 3, cod penal, procedură penală, referitor la infracțiunea flagrantă, deci când văd pe cineva că îmi fură mașina, da? Orice persoană are dreptul să prindă pe făptuitor și să-l conducă înaintea autorităților. Pentru a-l conduce, condiția e să-l rețină. Da, corect. Bine, nu? Acum s-au încălcat atâtea lucruri în cazul ăsta încât... Nu se poate. Domnul Giovanni Becali este din nou alături de noi în studio. Bună seara, bine ați revenit. Bine v-am găsit. Nu-i cunosc doar pe domnul. Da, ați auzit ce s-a întâmplat? E avocatul lui Fane. Unul dintre avocații lui Fane. Și astăzi i-au luat telefonul, mă rog, la perchiziționare. S-a făcut o percheziție informatică pe telefonul Fane, dar, cum spuneam, au avut autorizație doar pentru telefoane, nu și pentru simuri. Am stat acolo vreo, deci de la ora 1 la ora 6, vreo 5 ore până s-a reușit, pentru că nu aveau cabluri, nu aveau softuri pentru telefoane, ori în final nu s-a găsit nimic. Deci nu erau nimic din telefon? Ba da, s-au luat. Pe telefonul Fane mi se pare că era înregistrat. Sunt 3 filmulețe. Din alte unghiuri. Bine că n-a ajuns telefonul pe mâna lor ca să le șteargă și totuși au apărut... Dar ce erau? Ce sunt 3 filmulețe, aceleași filmulețe. Discuția de la bar era pe telefonul. Dar din alte unghiuri. Din alte unghiuri. Din alte unghiuri. Deci 3 scene din bar, numai exact, din bar, da? Și se văd mult mai bine decât cel care a fost și pe film se vede dacă ăla e rănit, de exemplu, sau nu? Nu, pentru că sunt filmați la o altă problemă. Domnul Diaconescu, de ce mai întrebați dacă au fost răniți sau nu? Deoarece azi în premieră și cred că lucrurile astea numai la canalul dumneavoastră se pot întâmpla, eu m-am întâlnit cu toți cei 3 făptași. Hai, lăsați-mă, să schimbăm titlul. Deci Giovanni Becali s-a întâlnit cu cei 3 hoți de mașină, da? Că așa le spunem. Da. S-au presupus. Eu, de când am fost aici până azi, am primit 50 de telefoane. Spun așa o cifră, poate au fost 70. De la oameni care au spus că vin să depună mărturie despre cum sunt tratați de procurorii poliției. Am mai primit 100-200 mesaje de solidaritate și mi-a spus: domnul Giovanni, trebuie să continuați la OTV o lună până stârpim acest rău al capitalei și ai poliției române. Poliția capitale e coruptă în proporție de 35-40%. M-au chemat cel puțin 10-12 persoane care mi-au spus: domnul Becali, ni s-au furat mașinile. Am fost să le reclamăm la poliție. Polițiștii ne-a spus: duceți-vă și înțelegeți-vă cu autorii. Uite, ăștia sunt. Ăștia sunt. Și aveți grijă, după ce vă aranjează cu ei și recuperați mașina, mucles. Extraordinar. Deci, 10-12 persoane. Și să intre telespectatori care cunosc care au curaj. Să intre asigurați-le, asigurați-le integritatea. Asigurați-le securitatea. Și vin oamenii și depun. Mi-a spus mie domnul Becali: ne asiguri, venim și declarăm ce ni s-a întâmplat.
Deci oamenii, bucureșteni în special, că-s mai aproape, au zis fraților, care și-au avut mașinile furate și și le-au recuperat într-un fel sau altul, cu sprijinul poliției sau la îndemnul poliției, vă rugăm să ne sune la SMS 1333 sau fără sprijinul poliției, înapoi, sau să vină încoace, direct de la ei, sau să vină încoace în Piața Romană. Da. Așa, deci, bun. Și cum dure v-ați întâlnit cu ea trei? Aseară, printre foarte mulți oameni care au venit de etnie romă, de, pentru că totuși oameni care au suflet, oameni și curaj, au venit. Printre ei a venit și un domn care s-a intitulat unchiul, nu vă pot da nume, da, nu vă pot da adresă, pentru că omul a vrut să rămână. S-a intitulat unchiul acestor trei. Și așa a fost. M-am convins. M-am întâlnit azi în Străulești, i-am chemat la doi cocoși, n-au vrut, a venit într-o dubă, am intrat, cu riscul să ne măcelărim. Uh-huh. Am intrat, am vorbit cu cei trei. În dubă? Nu în dubă, e cu altă mașină, e în dubă. Uh-huh, într-o dubă cu unchiul. Uh-huh, uh-huh. Ne-am dus mai încolo, pe o stradă cu sensul lui. Vă dați seama că de acolo nu mai scăpa niciun. Da, foarte, foarte riscant. Da. Nu știu ce se întâmplă acolo, în sfârșit. Uh-huh. Cine ieșea viu, ieșea de acolo, în sfârșit. Dar eu m-am bucurat și să intru pe stradă. Și dumneavoastră v-ați dus cu unchiul, cum ar veni? Eu m-am dus cu unchiul, da, și n-are importanță cu cine, important e că m-am întâlnit cu cei trei, da, le-am dat mâna, m-au pupat în semn de respect. Da. Mă gândeam când mă pupă să nu-mi dea vreun cuțit și stăteam, vă dați seama, la ce te poți în Italia se uzează, te pup, te bate pe spate și stă cuțitul în stomac. Le-am zis, m-ați chemat voi, m-a chemat unchiul, care a venit aseară, că vreți să vă predați. V-am chemat și v-am dat. Da. V-am spus că o să vă cheme unul din ei? Da, așa e. Deci, domnul, deci ei urmează să vă cheme, domnul Diaconescu. Da. Dați-mi telefonul lui domnul Diaconescu. Ăsta e telefonul lui domnul Diaconescu. Chemați-l și predați-vă. Domnul Becali, mai stați puțin. Nu mai stau nimic. Eu am venit, că m-a chemat unchiul și voi îmi spuneți că vreți să vă predați, să spuneți adevărul. Pentru asta am venit, pentru adevăr. Dacă doriți să veniți să spuneți adevărul, bine. Dacă nu, nu. Că noi oricum mergem la treaba voastră, dacă mergeți la pușcărie, voi sau nu. Eu am venit să se afle adevărul în cazul vărului meu. Și cu asta basta. Și am lăsat acolo. Dacă nu v-a chemat până acum, probabil o să vă cheme. Dar ei erau doar ei trei sau și cu Sandu Geamănu? Numai ei trei. Numai ei trei. Păi deci cine, disociază acum de cine de a fost? Geamănu? Păi asta e, nu știu. Domnul Giovanni a zis că, adevărul. Domnul, eu v-am spus adevărul, da, o să aflăm de la ei. Ei spun că Sandu Geamănu nu are amestecătură în asta, probabil a intervenit mai târziu, când a fost vorba de bandă, cu tare. Ei insistă că procurorii, poliția, nu știu. Eu, ceea ce vă spun, la asta m-am limitat. M-am dus să, la niște oameni care m-au contactat, să fiu acolo, am riscat și m-am dus și m-am... Deci cu oameni care sunt urmăriți, ei au coadă de 10-20 de ani în spate, vă dați seama. Ce mai conta un cuțit în burtă, lui Giovanni Becker? Dar eu m-am dus. Asta e, în viață trebuie să și riști, în viață trebuie să și crezi în cineva și așa mai departe. Uh-huh. Certe că acolo nu s-a întâmplat nimic. Nu era nici singur. Și nu, dacă se întâmpla ceva, aveam eu elicopterele mele invizibile, stați liniștit. Nu, dar vreau să vă întreb. Și ei când zic că se predau. Tehnică mai bună ca a lor. Ei când zic că vin la emisiune și se predau, ce fac? Recunosc faptul că... Ei vor, mi-am spus că vă contactează, că eu le-am spus, bă, dacă doriți, ori la poliție, sau dacă veniți la domnul Diaconescu, e ca și la poliție. E chiar mai bine, pentru e chiar că mai bine că sunteți ocrotiți o oră, două, da, declarații indirect care nu mai pot fi schimbate după care important. Poliția vă așteaptă jos. Eventual, corect, domnul Diaconescu poate să vă caute un avocat de oficial, da, al corect statului, ca da să fiți apărați acolo. Dar pentru chemat... acel foarte mulți avocați, chiar ar vrea să-i ajute vă pentru cuvântul meu de onoare, vă dau cuvântul meu de onoare, mi-a spus Nea Giovanni, nu știu unde au declarat. Nu s-a întâmplat, ne pare rău de Nea Giovanni, plângem. Dă-ne-a Gigi, plângem, Nea Giovanni. Păi asta am observat și eu atunci. Plângem, Nea Giovanni, n-am știut, n-am făcut, se tăvălea. Unu, că am doi copii, mă duc la pușcărie, ce fac? Că dacă eu i-a dușea mașina lui Nea Gigi, îmi dădeau 10-15 mii de euro și nu mai eram în beleaua asta. Cum dracu am intrat și așa mai departe. Să vedeau. Să vedeau niște oameni consumați, epuizați. Că au fost băgați poate la înainte. Epuizați. Ei poate sunt săgețile. Și eu, pe calea asta, îi sfătuiesc să facă ce mi-au promis mie. Dacă nu v-au chemat până acum, înseamnă că s-au răzgândit. Dacă vă cheamă, e problema lor. Aici, eu le-am garantat că în televiziune vor fi în siguranță. Mai mult decât atât, după emisiune, să nu se aștepte la altceva decât poliție jos, avocați, Poliția Capitale, secția 1, unde ne aflăm, declarații și așa mai departe. Pentru că avocații noștri
trebuie să fie chemați și ei. Normal, dar ei recunosc nu numai că au furat mașina vărului dumneavoastră, ci și că au fost băgați la înaintare. Ei recunosc, mi-au spus mie că eu am vrut să vorbesc prea multe cu ei, că mă gândeam că o să-mi ceară bani, că nu știu ce, că nu avem bani de bani, Giovanni, nu avem cu tare, nu știu ce, nu vrem bani. Vrem doar să spunem adevărul, să iasă energie de acolo. Că noi oricum o să mergem acolo și noi oricum, fără pedepse mari, așa predându-ne, de bună voie, de acutare, poate, nu știu cum. Dar, și l-am spus așa, mai gândiți-vă la o chestie, că încet, încet, judecătoria se disociază de procuratură. Încet, încet, societatea noastră o va obliga. Pentru că ăsta e bunul mers al unei democrații. Procuratura să fie procuratură, poliția să fie poliție pentru a tocmi dosare penale, procuratura pentru a analiza și a încheta până la final și judecătoria să le judece. Ăsta e mersul democrației. Încet, încet, poate dați de un judecător care într-adevăr judecă drept, omenește, copiii ăștia și au recunoscut fapta, au venit în televiziune, s-au predat poliției și așa mai departe, poate să le reducă. Știți, ei cred că, le-am spus, nu, să nu credeți că colaborarea, chiar dacă există o lege, cu procuratura e benefică vouă. Pentru că finalul vostru tot acolo e până la urmă. Am avut aici pe cineva care... Da, tot acolo e. Exact, nu? Gândiți-vă, să stai șantaj protejat. Șantaj. Doamnă, vă dau o carte cu un mafiot, ultimul mafiot de fapt, care în loc să facă ce a făcut, a zis mai bine murea atunci, îl împușcau clanurile adverse, pentru că viața lui e un calvar. Să stea pe zi de poliție, proteje toată viața. Dar ei au recunoscut că au mințit cu faza împușcatul și... N-a fost vorba de porbagaj, n-a fost vorba de, în puținele secunde, minute cât am vorbit, că ei vreau să mă țină și probabil mă gândeam că vor să mă registreze. Eu n-am venit aici să mă registrați voi sau să scoateți de la mine ceva. Eu am venit aici pentru că mi-a spus că vreți telefonul lui Dan de Anvil, l-am dat, duceți-vă, sau dacă vreți la poliție, la fel de bine mă duc la poliție. Acum mergem împreună și așa mai departe. Că omul intrat în portbagaj nu mai avea loc în mașină și de bine de neforțat de nimeni. Și benevol a intrat în portbagaj, după care un bodyguard al lui Gigi, ieși bă dracu în portbagaj de aici, și au stat patru pe banca din spate. Vedeți, ca să nu-l ducă în portbagaj. Ăsta e adevărul care trebuie spus. Și ei dacă au conștiință, că și pușcăriașii au conștiință. Dar și... știți că numai conștiință, domnul Giovanni, vreau să vă spun că aseară, când am să urc aici, au fost doi oameni, nu i-am văzut în viața mea, într-adevăr, cu lor mai închise, atât mi-au spus. Te rog eu frumos, m-am și speriat pentru că au venit în spatele meu când am coborât din mașină, spune-mi care este mersul, unde pot să-i găsesc pe cei trei? Nu știu, domne, că zic, s-a dus colega mea, zic, dar eu nu știu unde stau. Încă 80 au venit la noi în cartier azi. Să-i linșeze. Duceți-vă la bar la noi azi, să vedeți. Deci vor să, să vedeți 80-100 de oameni de etnie romă care au venit. Spuneți-ne cu câți oameni trebuie să venim la OTV, unde vreți. Dar nu. Ca să scăpăm de nenorociții ăștia care țin un cartier. Dămăroia în alarmă. Chitila în alarmă. Străulești în alarmă. Dar domnul Giovanni. A mai venit om la mine. A mai venit om la mine care mi-a zis, domnul Giovanni, dați-mi o mașină. Oameni care am furat cu ei împreună. Dați-mi o mașină fumurie și vă duc la atelierul unde demontează și montează mașini. Vă duc la atelierul unde se schimbă numele de mașină și așa mai departe. Da, incredibil. Și am zis așa, bă băiatule, problemele astea trebuie să ai curaj și o să te duci la procuratură și la poliție să le spui. Dar să nu nimerești în partea cealaltă. Deci un amănunt interesant în dosar, mă scuzați, domnul Giovanni. Da, nu mai închid, imediat. Da. Problema mea e să iasă vărul de la pușcărie, să se afle de adevărul pentru vărul meu. Că dacă vărul meu era închetat cu terenul, cu mita de la 1.700.000, nu eram aici, doamnă. Și nici nu țipam aici ca să mă audă națiunea că țipă Giovanni Petel de nebun. Gigi, suferă, ai făcut-o. Ai un mandat până când se va rezolva cazul. E un mandat abuziv. Dacă să fii vândut de niște oameni care... infractori. Și mai mult decât atât, procuratura să accepte ca subiect. Ca subiect spun pentru faptul că pe timpul meu, când eu umblam cu valuta, acum 30 și ceva de ani, se dădea subiect. Adică eu umblam cu valuta, dar eu aveam îngropată într-o sticluță la Pipera. Trei sticluțe. Una de 500 de dolari, una de 3 și una de 2. În funcție cu ce valută eram prins la Constanța, predam valuta de bunăvoie la poliție, care o confiscau la Mangalia sau la Neptun, unde m-au prins. Mai am 500 de dolari în curte la mama Pipera.
luau legătura cu poliția de la București. Domnul șef poliție al capitalei, care a fost, cum îl cheamă, care a fost șeful poliției capitale în timpul PSD-ului. Bot? Bot era mic pe timpul ăla. Ăsta, Mitică Sorescu. Sorescu. Mitică Sorescu, întrebați-l, chemați-l și vă spune exact chestia asta. S-a deplasat locotenent major fiind în Pipera, a luat doi vecini martori, s-a dus la puț, au început să sape, nu mai dădeau de ea. Între timp, trecuse mult timp și ploase. Nu dădea ea, mamă. Mamă, la telefon. Mai săpați. Au săpat-o, au găsit-o. M-a săpat și grădina. Și am scăpat. Ăsta era subiectul pe care l-am dat eu ca să scap. N-am dat pe unul care deținea. Înțelegeți, să am victime în viață. Diferența era uimitoare. Pentru că a dat subiect, înseamnă să dai subiect de stat. Să dai un subiect de o importanță extraordinară. Ce importanță avea problema lui Gigi Becali? Dar s-a găsit momentul acum să-l condamne pentru privare de libertate. Incredibil. Da, nu nicio problemă, domnule. După un scurt mai în publicitate, venim în direct. Iar nu are cuvântul zărat. Ciocolata te face să te gândești la senzualitate. Brânza dulce la ceva natural. Noi ne-am gândit că ar merge foarte bine împreună. Dots. Surprinzător. De la Provident primești banii în maximum 48 de ore. Sună la 021-275-7575 sau trimite un SMS cu textul CREDIT la 1805 și te sunăm noi. Cereți operatorului dumneavoastră de cablu DDTV. Sunt Adriana Antoni și vă recomand din toată inima fiolele Yonkang. Fiolele Yonkang conțin Royal Jelly, Ginseng și Ginkgo Biloba. De când am descoperit fiolele Yonkang, sunt mereu în formă. Acesta este un supliment nutritiv. Citiți cu atenție prospectul. Unora le place clasică. Alții o preferă modernă. Iar dacă tu nu ești hotărât, vino la noi. Avem cea mai mare diversitate. Mobilia Center. Mii de metri pătrați de mobilă. O mare diversitate de modele la prețuri ce-ți fac ochiul. Cei mai importanți importatori și producători de mobilă te așteaptă la Mobilia Center. Amplasat în centrul istoric al Bucureștiului, pe strada Doamnei, restaurantul Terasa Doamnei este o locație care nu poate fi trecută cu vederea. Din punct de vedere arhitectural, restaurantul oferă o priveliște care te plasează într-o atmosferă specifică peisajelor de la țară. Restaurantul Terasa Doamnei vă invită să savurați într-un cadru intim și liniștit, în acordul muzicii populare românești, preparate din bucătăria românească. Terasa Doamnei. Organizăm evenimentele speciale din viața dumneavoastră. D-Rantler reface tegumentul traumatizat. D-Rantler este benefic în suferințele articulare. D-Rantler fortifică mușchii și crește performanțele fizice. D-Rantler menține calciul în oase și dinți. D-Rantler te ajută să ai un corp sănătos. D-Rantler, biosursă naturală de minerale. Acesta este un supliment nutritiv. Citiți cu atenție prospectul. D-Rantler face parte din gama Yonkang. În atenția DNA, inculpatul Emilian Cutean, numit secretar de stat în guvernul Boc. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Revenim în direct cu Giovanni Becali, extrem de revoltat, care astăzi a avut, iată, o întâlnire de gradul 3 cu cei 3 presupuși hoți de mașină, o întâlnire, să zicem așa, între ghilimele, care pe care, în urma căreia hoții au promis că se vor preda. Domnule, deci, cu asta vreau să continui eu, pentru că tot am încercat. Ideea e în felul următor, că oamenii vor să-i linșeze.
Deci sunt foarte mulți care îi oameni, caută, vor să pe host, da, pentru că l-au băgat pe George Becali nevinovat. Eu mă și întrebam și ce va face Gigi după ce va fi eliberat. De aceea e foarte bine să vină să cartierele care stau în teroare. Cartierele unde stau ei, foarte bine să se stau în teroare și când se va uni satul sau cartierul, va fi rău. Va fi rău pentru ei. Și într-adevăr, eu și eu cred acum că ei sunt... mai la arest, asta e, dar asta este adevărul. Da, deci s-a furat mașina și eu vreau să întreb pe telespectator. Nu este Gigi Becali, e un cetățean de rând. Dumneavoastră, cetățeanule care te uiți la OTV acum, la Televiziunea Poporului, te uiți acum de sus din bloc și vezi că cineva îți fură mașina. Alergi după el, îl prinzi pe host. Ce faci, domne? În România. Îi dai una așa, băi, îmi fur bunul voie. Pentru care... N-ai domne, voie. Eu fac pariu că 99% din oamenii țării intervin. Nu o să spună, a, mi-ai furat mașina. Bine ai făcut. Bravo ai făcut. Intervine, săracu. Da. Da. Eu vreau, nu vorbise, dar vreau să citesc din declarația interceptată, nu știu dacă ați citit-o atunci în seara aceea, între frații gemeni, da? La care spune, frate, ce a făcut el, adică Becali, acum, am făcut eu pentru Bucurenciu, din dosarul ăsta, dar numai că mie mi-au dat 10 ani, zice Ilie Alexandru, zis Sandu Geamănu, fratelui Ilie Petre. Da, corect. Domnul avocat. Interesant este în motivarea instanței faptul că instanța a reținut că inculpatul Ștefan de Diu i-ar fi aplicat mai multe lovituri de pistol în cap unuia dintre... Lutinel, exact. Eu am discutat cu Fane și mi-a spus foarte clar, băi omule, eu am un pistol de vreo 2,5 kg. Asemenea pistol, nu știu dacă sunt 12 acel model de pistol în România. Ori la 130 de kg ale mele, dacă îi aplicam o lovitură de pistol în cap, îi crăpam capul. Ori în raportul de expertiză medico-legală nu se precizează nimic despre eventuale leziuni la nivelul capului, ci doar are 7 zile de îngrijiri medicale pentru o plagă ce poate fi provocată prin împușcare. Ce poate fi? Da, pistol e adevărat cu bile. E adevărat că certificatul... Și un om care are un pistol cu bile, dacă trage, ce se întâmplă? În legitima nu ai voie să-l folosești, mai ales în public. Nu ai voie să-l folosești în public. Dar acolo nu era public. Era ora, nu știu cât, noaptea. Era o alergătură unde nu erau oameni, pentru că practic marburi... Dar asta e o faptă al cutăric, al cetățeanului X. Eu mă refer aici la Gigi Becali. Care e implicarea asta? Între acest bodyguard, Fane, și ce s-a întâmplat în strada Primăverii, la Romanița Iovan, când Iovan îl omoară. Acolo a murit un om și n-a stat nimeni o zi arestat. Și a folosit o armă de vânătoare, atenție! Deci nu pentru legitimă apărare, o armă de vânătoare. Un eventual infractor. Un potențial hoț. Potențial hoț care cobora, era în retragere. Nu era în agresiune, în agresivitate. Nu era o formă continuată. El era... Păi și o pisică și un câine care ți intră în casă. De moment ce sare gardul să plece. Nu era un echilibru. Nu era un echilibru. El era nenarmat. Ăla era înarmat și tot așa. Domnul Metin, eram copii, furam struguri, ciorchin, ne puneam pe burtă. Venea paznicul de acolo, la ferma roșie, ne vedea că fugim, nici nu mai trăgea nici în aer cu pușca aia de sare, sare și așa mai departe, înțelegeți? Să văd imagine în spatele noastre, nu e niciunul cu capul crăpat, că la un pistol de 2 kg, dacă îi dai... Clar. Chiar el râde, zic și telesatorii, ce l-am pușcat în genunchi. Mai mi-au spus că au fost tratați regește. Regește au fost tratați la bar de domnul Becali. Regește, asta mi-au spus. No. Îmi pare rău că n-am telefoanele lor. Și faza cu Zmărândescu, care vrea să scoată cu cuțitul glonțul și el s-a dus la baie. Că apare în încheierea aia. S-a spus la un moment dat că are dublă fractură unul dintre părțile vătămate. Da. Nu există niciun raport medico-legal care să ateste faptul că acel infractor parte vătămată, că are două calități acum, ar avea vreo fractură. Vedeți dumneavoastră, domnul Dan Diaconescu, și cetățenii ai României, acești oameni sunt băgați în sistemul ăsta de martori protejați și sunt păziți de spir, culmea, au vrut să-i trimită Avila. Nu sunt protejați, vă spun. Ce s-a spus? Nu mă întâlneam cu ea. Nu, acolo în Chitila. Acum două seri, să știți că erau mașinile de la spir. În fine, deci sunt protejați, iar oamenii care... Să-și aibă reporterița. A, pe ei protejați spirul. Stai mai tare ca... Acum înțelegeți. Sunteți siguri că astăzi la întâlnire nu i-a pus tot procurorii să se întrească cu dumneavoastră, să vă tragă de limbă? Păi dacă era
Dacă a pus procurorii? Zic și eu, nu. Dar cu ce poate să mă tragă pe mine pe limbă? Nu știu, habar ce să mă tragă? Păi n-au auzit ce spune domnul avocat. Să le promit bani. Nu, dar domnul avocat, procurorii au o înregistrare în care ei susțin că au mințit în fața organelor. Nu, dar domnul Becali n-are nimic de a face. Eu știu ce înțeleg domnul Giovanni, din ce zice domnul Negoiță. Ar fi extraordinar să fie așa. Deci ei astăzi... Domnul meu, problema e în felul următor. Ei, până la un moment dat, au fost super mulțumiți că au scăpat cu câteva picioare sau cu glonțul ăla scăpat de nu știu ce imprudență și că nu sunt dați pe mâna poliției cu alte belele care le-au. Mai târziu a intervenit personaje și personaje. Vino, mă, încoabă proștilor. Ăsta e om care putem să-i soarcem bani. Atunci se întoarce toată situația. Intră și cazul în gura procuratorii. Dom'le, vă spun toată faza cu Becali, care până acum nu știați. Procurorul ia o pauză de 10 minute, se duce la alt procuror, băi, uite ce e cu tare. Pac, hai să o facem. Mai dă unul mai sus, că Gigi i-a jurat pe procurori, de le-a venit spumele. Firăției dracu, cu DNA-ul, cu aia, de când îi jură, de când cu valiza, cu aia, cu aia. Păi și să-ți dai seama, și ei... Procurorii mari, ia dați-l bă pe ăsta odată. Da, asta e. Din fericire și cred, și vreau să cred chestia asta, că mai avem o judecătorie. Da, domnul Giovanni, eu am două indicii să vă spun că vor să-l țină în continuare în arest. Faptul că astăzi au cotrobuit în telefonul lui Fane, da? În căutarea unor noi prove. Deci arată că ei nu se lasă. Așa, faptul, că, faptul că faptul acum... Faptul că probabil i-a trimis înaintare la mine, la întâlnire, uitați, să mai scoată ceva. Ia uitați-vă, acum 6 minute, Consiliul Superior al Magistraturii, pentru prima oară în viața vieților lor, dă următorul comunicat. Da. Consiliul Superior al Magistraturii consideră că CNA, aici, trebuie să intervină și solicită încetarea de urgență a oricăror emisiuni televizate, sau, adică asta, a oricăror presiuni prin intermediul media asupra proceselor în desfășurare. Deci nu s-a întâmplat asta de la Ceaușescu. Ce înțelegeți? CSM preciză, CSM-ul, da? Deci șeful judecătorilor, da? Ca să-i protejeze pe cei 3 judecători de mâine, care vor intra și vor da 29 de zile pentru vărul dumneavoastră, ei spun stop emisiunilor TV, opriți toate posturile de televiziune din România, să nu se afle ce se întâmplă în instanță, și chiar spun că doar instanțele de judecat au dreptul și obligația să se pronunțe asupra temeinicei unei hotărâri. Adică noi prostime, noi nu avem voie să ne dăm părere. Noi nu ne pronunțăm, noi discutăm și analizăm. Noi doar le plătim salariile, evident. Da. Unei hotărâri judecătorești. Iar procedurile judiciare trebuie să se desfășoare exclusiv în fața instanțelor de judecat. Adică noi nu avem voie să aflăm ce e în dosarul ăla, să vedem și noi. Fim acuzați și noi de proceduri paralele. Și pe timpul ghirotinei există oameni în piață care comentau executarea. Deci fiți atenți, deci n-ați pomenit. În încheierea de ședință spune că domnul Gigi Becali a recurs la proceduri judiciare paralele, ceea ce vă informăm să facem și noi în acest moment. Pe urmă, noi, la pușcărie toată lumea. Dacă vedea Ceaușescu comunicatul ăsta, era mândru de el, cum să zic. În calitate de garant al independenței justiției, adică ăștia ne garantează că totul e ok, CSM solicită încetarea atacurilor la adresa vieții private a magistraților. Deci să nu mai spuneți de ea că a divorțat de soț, da? Soluționarea acuzelor de orice natură trebuie să reprezinte o stare de normalitate. Adică faptul că hoții fură mașina e stare de normalitate la ei. Reprezintă o stare de normalitate într-un stat de drept în care instituțiile statului sunt chemate să aplice exclusiv legea. O secundă. Noi aici am spus, din fericire, există și judecătoria României, care e un organ final care analizează. Dar până la judecătorie există procuratura asta care înseamnă numai acuzare. Și atunci ce să facem? Să nu ne mai luăm nici avocați? Când legea spune dacă nu ai un avocat, trebuie să ți-l dea din oficiu. Eu vă spun că vom asista la o strămutare a acestui dosar de la București. Aia e clar, când se va judeca pe fond, dar până un alta ce se întâmplă, că e clar că Gigi va sta în pușcărie. Aici e vorba de reținere. CSM, fiți atenți, CSM recomandă echilibru și respect față de reprezentanții autorităților judiciare și față de lege și solicită încetarea de urgență. Asta e Ceaușescu din 16 decembrie. Ceaușescu ăsta e oricăror presiuni prin intermediul media asupra proceselor în desfășurare. Potrivit nouă, ei CSM, CNA trebuie să intervină în mod ferm pentru a stopa altfel de derapaje, de urgență. Reacția CSM a venit după criticile aduse în presă la adresa judecătorului care a acceptat arestarea lui Gigi Becali cerută de procurori, magistrat care și-a motivat sâmbătă hotărârea. Dar nu spune și de magistratul Florica Pena? Nu cunosc problema judecătoarei. Da. Nu cunosc, am auzit astfel și fel, dar nu stau să... Dar nu spune domnul Dan Diaconescu, domnul președinte al CSM și aia, că sunt corupți și acolo de la din CSM. Stau, o să vă zic după aia. La cătușe, dai dosarul la DNA că s-a luat șpagă 100.000 de euro pentru numirea
prin procurorului de la Curtea de Apel, Gheorghe, cum îl cheamă? Dosarul ăla, ăsta care a dat șpagă la un membru CNA, dosarul la CNA, 100.000 de euro, la CSM, ca să fie numit. Scuzeați, la CNA, așa? 100.000 de euro, ca să dai... La CNA e mai mică șpagă. Păi, el ca prim procuror dădea 100.000 de euro, flagrant. Ce mai vrei? Dar poate ne spune domnul... N-au zis, domnule, că e stare de normalitate. Domnul Dan Diacu, dar să ne spună și de judecătoarea bătută. Internată cu fractură, colega lor de la Tribunalul București. Asta e cazul grav. Fenicia Apart Hotel. La doar 3 minute de Piața Unirii, Fenicia Apart Hotel vă pune la dispoziție 55 de apartamente de lux cu 2, 3 și 4 camere complet mobilate și utilate la standardele 4 stele. Apartamentele se pot închiria în regim hotelier atât pe perioadă scurtă cât și pe perioadă îndelungată la doar 9 euro pe zi. Tarif valabil doar pentru prima noapte de cazare. Servicii incluse. Mic dejun, utilități, menaj, business center, parcare, bază. Fenicia Apart Hotel. Revenim în direct, într-adevăr, păi iată... Spun domnul Dan Diaconescu, da, că m-a întrerupt publicitatea, deci îi și apărăm pe judecători. Domnul, da, de la CSM, da, să fie atent și să ceară CNA-ului, că am adus opinii publice spre știință, că magistratul Florica Pena, în 24 octombrie 2007, magistrat în cazul acesta celebru cu Sandu Geamănu, de 43 de ani, a fost bătută, traumatism craniu cerebral, traumatism facial, traumatism, da, foarte toracic. Doamne, metin, dar de ce nu intervine, doamne? Chiar de sânge pe să intervine dacă e, iar judecătorul Nicolae Jidovu de la Tribunalul București a amenințat în sală, bă, ăsta e cam scorțos, ar putea să o ia și el. Deci noi chiar vrem o justiție adevărată. Domnul Diaconescu, am o rugăminte. Nu închiriați spațiul de jos și faceți acolo secția procuraturii a poporului. A poliției. A poliției. Poliție. De aici ăștia imediat. De aici coboră ăștia jos. Da, știi ce e comunicatul ăsta? Care la proces? Că noi de judecătoare n-am apucat să vorbim în ultimele serii. Nu știu, și nici un eu niciodată nu am vorbit doar cu procuror. Eu am discutat alalte. Nu, eu am discutat alalte și am zis că oare în ce presiune o fi fost această... I-a ținut apărarea. Oare în ce presiune a judecat această judecătoare acest proces care a durat 9 sau 10 ore? Domnul Becali, un procuror, un polițist, un judecător, nu există să aibă presiunea publicului, presiunea presei, nicio presiune. El are o singură presiune a legii. Nu trebuie să aibă și propria conștiință. Judecătorul avea presiune, să vă spun de ce. Afară se aflau 3-4 mii de oameni. Nu are importanță. Erau păziți de jandarmi. Codul penal e același. Și pentru cetățenii de afară și pe codul penal după care învață un magistrat, un absolvent de drept, un avocat. Teoria generală a dreptului e aceeași, dreptul roman e același, dreptul civil e același, dreptul constituțional. Nu putem să interpretăm dreptul. Pe ora ce informații am primit eu în momentul ăsta, domnule Diaconescu, dacă CSM-ul v-a dat acest comunicat dumneavoastră acum 6 minute și informațiile noastre din presă sunt că vor fi arestați 3 judecători, nu cumva după ce... 3 ziariști. Nu cumva unul dintre ei sunteți dumneavoastră pentru că nu ați respectat acest regulament? Pe mine ce mă pune pe gânduri... Un mogul de presă și 3 ziariști. Pe mine ce mă pune pe gânduri este interviul domnului Măgureanu. Da. Care lasă multe urme de suspiciune în ceea ce privește viitorul unor personaje, vedete, politicieni sau chiar magistrați. Dar de ce toate astea se întâmplă la Vărunas, oricum? Am discutat înainte să veniți dumneavoastră. Deci eu lucrez în Consiliul General și câteodată iau cuvântul atunci când am ceva de spus. Și am să revin un pic, pentru că insist să vă povestesc un mic fragment ce mi-a spus mie președintele Becali la momentul când am intrat eu în PNG. Iau cuvântul în public și s-ar putea la un moment dat, Doamne ferește, după ultimele evenimente astea, să devin o mică persoană publică. Începe să-ți fie frică, pentru că orice chestiune, vin niște indivizi, declară ceva, dumneavoastră, sunt pericol social pentru că sunt persoană publică. Mm-hmm. Nu se poate. Asta... că eu am avut probabil oportunitatea mult mai mult decât Gigi și înaintea lui să intru în politică. Da. În anii 90 și ceva, când eu eram foarte popular, foarte dorit de public, foarte aclamat și așa mai departe. Și am zis și lui Gigi, dacă familiile noastre, în familie noastre, unchi, tați și așa mai departe, avem peste 120 de ani de pușcărie, oare se mai merită să facem noi politică? Și Gigi nu m-a ascultat.
Și de aici a tras toți dușmanii pe care i-a. Da, domnule Becali. Pentru că dacă Gigi rămânea cu Steaua și cu afacerile private. Haideți să vă spun ceva. Suntem câțiva consilieri generali PNG. Ce mi-a spus mie președintele Becali după ce am câștigat mandatul? Și a fost singura întâlnire pe tema asta. Și asta este o chestiune în premieră pentru toți care ascultă, nu trebuie să știe, ăsta a fost adevărul, poate vi se, o să vi se pară un pic cam așa, fără sens. Da, ne-a zis, bă băi, uite care e problema. Primul care pune mâna și zice, știți voi la ce mă refer, eu cu mâna mea vă dau afară, faceți pentru oameni. Vă dau cuvântul meu de onoare în direct, deci vă repet, sunt un om responsabil pe cuvintele mele. Într-un an de zile, uite, ia că te se fac un an de zile de la prelarea mandatului, odată nu ne-a chemat să zică, bă băieți, vreau să faceți asta. Nu, vă dau cuvântul niciodată meu de onoare. Deci am rămas surprins și toată lumea a rămas surprins. Dacă era închetat cu acel schimb de teren, zic, bă, poate ori avea dreptate. Dar vă spun eu, care am fost martor al acelor probleme, pentru schimbul acelor terene, terenuri, au venit oamenii mei APN-ului, nu s-a dus Gigi să-i caute. Corect. De ce? Pentru că ei doreau un teren mult mai afară decât în zona cetate, în Cravitin. Puținul lui începe să-l refacă. Ăsta e om care poate să fugă din țara lui. Bre, Nea Giovanni, ce dobitoci am fost, ne-am plimbat. N-am știut, bre, că e mașina lui Nea Gigi. Bre, n-am știut că ne-am... Noi avem un computer, ceva, un om care ne spune, avea numele lui, era băgată și nu apărea numele lui. Răpene și în campionatul un stadion unde, dacă eu nu mă înșel, cred că în ultimii ani, nu știu dacă ați pierdut de două ori, de trei ori, nu mi-aduc aminte, ca să fiu sincer. Cum în, campionat, în campionat, în ultimul meci pe care l-am pierdut în campionat a fost acel 2-4 cu Dinamo. Cu Dinamo, dar cu 2 ani, cu 2 ani de sau 3 ani, nu mai știu. Deci ai simțit, Dorin, că parcă iarăși stea o echipă unde voi ați visa să jucați cu toți. Da. Aici este o problemă. Ei cu siguranță sunt cei mai îndreptățiți să vorbească legat de atitudinea pe care au resimțit-o cu suporterii. Însă vreau să vă spun că după ce s-a terminat jocul și inclusiv astăzi, am primit informații că în timpul meciului s-a început, dacă ați văzut la începutul meciului, s-a început cu încurajările echipei. Au cântat, au strigat Stea, după care un anumit număr de suporteri din peluză, foarte puțin, au început să înjure. Ceilalți suporteri au încercat să-i potolească, n-au reușit. Suporteri, ca să specificăm, suporteri tot din peluză. Tot din peluză, exact. Da. Au încercat să-i potolească, n-au reușit și în momentul în care au văzut că sunt mai mulți cei care cântă decât cei care huidie, au plecat la pauză, au părăsit peluza, rămânând foarte puțin dintre cei care mai înjurau. La peluza sud, în schimb, au fost suporteri care au înjurat, dar la reacția tribunelor și a tribunea 1 și 2 au părăsit și ei peluza, număr foarte mare, în pauza dintre repriză. Da, pare galeria scindată. În ziua de vineri a fost o discuție între toți liderii de galerie și cei de la nord și cei de la sud și au spus că, dată fiind situația actuală, n-are niciun fel de motivare manifestarea galeriei împotriva patronului. Și atunci au spus, nu ne mai manifestăm în niciun fel prin înjurături sau prin hulduieri. Deci au hotărât să-l ignore. Să-l ignore, da? Și să încurajăm echipa. În momentul în care s-au trezit în tribună că lucrurile nu sunt așa, au început să-și pună semne de întrebare și să spună de ce se întâmplă lucrul ăsta dacă noi am stabilit. Și atunci sunt chiar în interiorul galeriei discuții legate de atitudinea unora dintre cei care au venit în galerie și s-au manifestat de maniera asta. Deci sunt lucruri care probabil scapă în momentul ăsta, dar în săptămâna următoare o să adică se clarifice. Adică credeți că sunt lucruri comandate pentru o parte dintre ei? Nu aș putea să spun că sunt comandate. Da. În orice caz sunt lucruri... Da, vă rog. În orice caz, sunt lucruri care nu sunt normale. Este posibil. Peste 90 de discipline sportive, 30.000 de pariuri zilnic, pariuri live 24 de ore din 24. Pariază